Suntem mândri de noi. Bravo, Mini, bravo. Urmează o piesă, o nouă piesă! Mare voie să cânte deocamdată, adică mai mult animat. Deci te-am zis că ai să cerești. Cireșe, căpșunele. Și deschidem. Începem pregătirile pentru botez. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Am ajuns la clinică, am intrat, vă arătăm ce am făcut. Gata, avem operația efectuată. Da, Mimi, da. Gata, o să te faci bine, am reușit să salvăm un cățeluș. Nu vine să cred. Mândră de noi. Bravo, Mimi, bravo. Da, iubita, da. Da, mamă, în curând o să luăm acasă, da. Va mai rămâne câteva zile aici. Internată? Trebuie supravegheat. Oh, nu cred! Te simt să cu pânăți, cu mulți pânăți. Ce frumos! Sunt 2, 3, 4 pisicuți. Ba, mimișori, suntem mândri de noi. Da, mă bucur atât de mult că a reușit să o salvăm. Acum să se recupereze. Niște chinetoi trebuie. Fractură de paletă iliacă pe chinez. Greutatea 4 kg 400, ruburi de 1,2 mm grosime, lungime 1,4. Iată cât de perfect s-a repoziționat fractura după montarea unei plăcuțe cu șuruburi. Cam așa sigur. E cu plăcuța pusă. Da. Vă pun acum. Bine, bine, mulțumim domnului doctor că a reușit să o trateze, să o opereze de fapt. Bun. Iar acum plecăm. Mergem să dăm comandă de tort pentru botezul Arianei. Tort demonstrativ, să zic așa, și monoporții. Am ajuns la laboratorul de cofetărie. Haideți să vedem dacă reușim să facem aici tortul, pentru că noi suntem așa, pe ultima sută, mereu. La tortul, la terminatul. Ce vrei acum? Și monoporții puțin mai mari. Gata, am plecat și cu prăjituri de acolo. Bune. Bune, abia așteptăm să le mâncăm. Am făcut comandă, bine că am reușit și se poate rezolva până duminică. Mami a rămas la clinică să achite contravaloarea operației. Să o vadă și Teo. Abia a văzut-o toți? Da, toți am văzut-o. Să nu te sperii. Uită pe mimișor. Ce se întâmplă? E bine. Aras-o acolo ca să poți să-i facă. Mimi, crește părul ăla. O să-i crească părul. Vrei să intri la ea? O, băsă, o, băsă, mimisor. Dragă de ea, dragă. Mănâncă ce știți. Acolo stai cu Mimi. Hai, Mara, hai. Lasă că o luăm acasă. O luăm, dar nu acum. Mulțumim, domn doctor, pentru că ați operat-o pe Mimi și Mimi se va face bine și va merge. Doamne ajută! Mulțumim, Doamne ajută! Deci, Mimi! Este bine! O mai lăsăm în clinică, internată. Oricum avem atâtea evenimente zilele astea că chiar nu avem cum să avem grijă ei momentan. Dar oricum nu e nicăieri mai bine, n-are cum să fie mai bine la noi acasă decât în clinică unde sunt medici, asistente și pot avea grijă de ea așa cum trebuie. Plus că ea urmează un tratament acum cu antibiotic. Da. Acum, mami, la canto. Hai. Și eu să cânt. Ta-la! Urmează o piesă, o nouă piesă! Am plecat! Și noi! Și noi, ta! Nu pe vouă, pe lui tati! Măcar pentru o zi ne trebuie mai mult focus. Ne-am întors de la canto. Hai, Bri, închide ușa. Prindeți-vă în centuri. Și vreau să-mi spuneți ce fac. Am cântat. N-are voie să cânte deocamdată, adică mai mult am mimat. Nu cred. Da, păi trebuie să mergem mâine la control și după să ne zică exact. Wow. Oricum va cânta pentru piesă. Care și parte ei, am lăsat ultima strofă. Dar? Va ieși ceva? Iese, e foarte frumoasă. Îi place, doamne? Îi place! Ah, dacă, doamne. Numai că m-a pus, știi că voi cânta și eu, numai că m-a pus să-mi schimb tehnica vocală, pentru că eu cântam așa, acoperit, la cor. Și a zis acum să cânt exact cum nu ne lăsa la cor. Spart și deschis. Tare. Vesel, pe veselie, bucurie, magie, hai. Copilărie! Yeah. Așa, Chiar? Da. Copilăria, cel mai frumos cadou.
Așa? Da. Nu cred. Îmbracă Eva culori de curcubeu, să fim cu toții măcar pentru zi sau pentru viață cei mai frumoși copii. Asta e teaser. Teaser. Acum unde mergem? La piață. La piață luăm caș proaspăt de oi, ceva roșii, cirește, ceapă verde și cirește. Da. Vedem dacă găsim. Și căpșuni, pepene, tot. Cam multe. Vedem ce găsim. Cine e fanul numărul 1? Eu. Fetelor, la piață am spus. Mara la piață. De unde? Da. Crezi tu? Aici să vă uitați de rochi. Din păcate nu-ți vine. Cum e, Bri? E fain. Îți place așa? Asta-i frumoasă. Mm-hmm. Asta-i frumoasă? Da. O vrei? Da, poți o pur. Ce zici, Bri? Pe care-l luăm? Am luat și de care scârție? Da. Da, am luat așa. Da, da, da. Gata, am luat caș, cireșe, căpșuni, deja primul încă cireșe. Mergem să cumpărăm imediat, dar asta după ce luăm rochițele. Ce avem noi aici? Cireș, cireș. Gata? Rezolvat? Deci ți-am zis eu că există cireș. Dar nu există cireșe pe vremea asta. Cum se există? Cireșe, căpșunele, dar mai în față, ce avem arată? Pepen. Hai, de la doamna Lăcrămioara. Bune semințele? Bune. Luăm mâncare pentru iepurile și pentru negruț. Avem mâncărica pentru negruț, pentru albuț. Și pentru noi. Cum? Alu albuț. Și pentru noi alu albuț. Ați mâncat-o voi. Iar acum mergem acasă la fete. Să înceapă petrecerea. Și Bri, Bri! Am ajuns eu acasă, dar uitasem că Mara are pregătire astăzi la chitară. Am lăsat-o la chitară, iar acum mă duc să o aduc acasă. Cine e frumos! I-ai luat pastiluțe? I-am luat pentru parte internă, externă. Perfect. Unde e? E în punguțe. Repede cât l-am prins acasă. El fuge imediat. Am dus punguțele pe terasă dacă era un astfel aici. Hai, negruț, hai. Să-ți dăm și de mâncare. Ce viteză are el. Aici e fiola. Desfacem. E intern, ai zis? Da. Se apasă mai tare și se perforează capsula asta. E externă, dar e și pentru intern. Tati, ci că sunt mult mai eficiente cele luate pe guriță. E. Combinate cu astea. A, metodă. Îi dau să mănânce și el stă la vas și apoi îi punem. Hai. Deci ține-mă. Mâncărică bună. Asta e cu aromă de curcan. Și acum operațiunea. Hai, mic. Și asta e tot. El aici nu poate să se lingă. Bravo, negrăț. Tratament împotriva căpușelor și a paraziților interni. Saci ăștia cântă. Am strâns jucările. Depozitare. Ne mutăm cu tot cu ele. Clar. Oh, e mie aia care. Hai. Mara, cu mâncărică. Covri. Uite pe Mimi. E mai bine astăzi. Vedem, mâine poate o luăm. Bine, Mimi. Mă bucur că ești blândă și să te iubească mult, fetele. Bă, că mănâncă mâncare uscată acum. Ceea ce e bine. Mai vedem. Medicamente. Am luat pentru cutuțurile fetelor ca să se facă bine, să nu mai fie răgușite. Ținute la fel? Aproape la fel. Au body la fel, pantalonii diferă pentru că așa se împacă ele. Nu vă cocoțați, aveți loc. Hopa. Jos. Da? Da. Hopa. Hop. Teo, Teo face cumpăra. Hai, Teo. Panseluțele noastre sunt grozave. Ia priviți-le. Cel mai fain gazon.
mai are foarte puține găuri în gazon, așa să spun, dar cu niște semințe de gazon proaspete, îl aducem la adevăr. Îngrășământ, apă? Da, exact, îi dăm ce trebuie. Acum o să-i dau un pic de îngrășământ. Diseară iarăși apă, pământul e ud. Ce faci, Mara, aici? Eu plantez pepene. Semințe de pepene. Da. Crezi că o să iasă ceva? Da. Hai, mai mult de așa. Către 4-5 se pun. Acum, dincolo. Dar pune-le și tu lângă țeavă. În momentul în care curge apă din sistem, să ajungă apa fix la rădăcina plantelor. Mm-hmm. Hai, spor! Aplicăm îngrășământul. La mână, chiar dacă avem aparat, e bine și așa. Eu am plantat semințele. Hai să le vedem aici. Am făcut 8 găuri. În fiecare găură cam 4-5 semințe. Deci, măcar dacă este un pepene, să sperăm. Doamne ajută! Când era mai de mult, acum un an, doi, nu știu, mâncam aici pepene, pe gazon. Aici, în zona asta. Și ce credeți, ce credeți? A ieșit o frunză. Și apoi ne-am dat seama că este de pepene. Pentru că noi atunci am scăpat un sâmbure. Uite aici. Pe aici, pe undeva, pe margine. Și ce-a mai venit ploi, a avut destul soare, a ieșit planta fără pepene, din păcate. În ratiță, ca în mare! Înnotăm? Hai! Hai! Iar voi puteți nota alături de noi, la bulgari, între 18 și 25 iunie 2023, la Reina del Mar și Miramar, și puteți folosi și codul de reducere să plătiți mai puțin. Codul este MARA23, legat. La poze! La poze! Am găsit culori frumoase. Copii, mă-mi vin. Hai! Încărcați așa frumoși. Încercăm și pe gri. Ne vine foarte bine, dar tot la mol rămân. Mai căutăm. Și sunt singura la mol, cred că pentru prima dată în viață. Am venit să caut schelgea și aici. V-am găsit bins, pardon. Nu am găsit nici aici. Mai decât culori închise. Mai văd aici un magazin de încălțăminte sport. Sper să găsesc. Din păcate nici aici nu am găsit. Nu aveau deloc. Și chiar dacă fetele nu sunt cu mine, am făcut multe poze cu Fanny. M-am întâlnit cu Miruna, Alexandra, Denisa și multe alte fetițe cărora nu le mai rețin numele. Și băiețe l-am avut. Dar n-am întrebat cum îi cheamă. Dar eu îi salut pe toți și vă mulțumim că vă uitați la noi. În număr din ce în ce mai mare, asta se vede după faptul că nu fac doi pași în mall și deja vei codi pe mine când sunt fără fete. Asta mă surprinde foarte tare, dar mă bucură în același timp. Dacă tot am intrat în mall, am trecut pe la prietenii Hazilu, acolo, loc de joacă aici cu trambuline și ce am descoperit... Game Room by prietenii Hasley, vis-a-vis de locul de joacă. Iată ce se deschide aici. Uhuh! Așteptăm cu nerăbdare. Înghețată, mami. Am venit și noi. Asta e a mea. Dacă e bună, ței. Dacă nu, nu. E bună? Asta e un geniu. Astăzi am primit un colet de la prietenii noștri de la Craiova, de la Eva și părinții ei, cadou pentru botez. Un cadou pentru Ari, deoarece ei au zis că nu sunt sigur dacă ajung sau nu duminică la marele eveniment și să-l deschidem. Toate fetele sunt curioase. Wow! Wow. Avem așa. De cadouri. Multe cadouri. Ia să vedem. Aici o păpușică. O păpușică. Un unicorn. De unicorn. De 3 ani. Și eu am voie. Cred că pentru voi tine. Da, pentru voi două. Și ia să vedem aici. Nu cred. Nu cred. Wow. Mamă, de ce trebuie să crezi așa ceva? Da. Și aici. Aici vedem acum. E extraordinară. E pentru petrecerea de... După botezul de la biserică, să zicem așa. Trebuie să o îmbrăcăm un pic și cu asta. E prea frumoasă. Sau să o îmbrăcăm înainte când o ducem? Da! Nu! Și deschidem! Wow! 1, 2, 3, 4, 5! 5 cungulițe de bijuterii. Stai să vedem!
în 1993. Deschidem frumos. Vedem ce e aici. Un lănțișor transparent cu o biluță de aur. Le vedem pe toate și apoi hotărâm care al cui e. Ia să vedem aici. Sunt toate la fel. Sunt toate la fel? Aici cred că e al meu. Nu cred. Ceruși de aur. Februarie? Cred că da. Wow. Copacul vieții. Cât de frumoși sunt. Mulțumim. Mulțumim mult, Eva, Andrada, Mihaela și Adi. Să știți ca să-mi ziceți pentru cine e ăsta. Pentru tine. Adi s-a trezit și transpirată toată. Mi-a primit. Mamă, parcă ești câte sub oară. Vine ce coferit. Începem pregătirile pentru botez. Păi transpir el. Iată să vedem în spate. E transpirată toată. Ia să vedem prințesa. Ariana e pregătită pentru botez. Focus, focus. Fetele au desfăcut deja jucăriile. Sunt foarte încântate cu Meteo. Ai. Wow, și-au pus lănțicurile, ia să vedem. Mara și Teo. Și Teo, uite-l. Și așa este al meu, cred că așa facem cel mai bine. Iar noi vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Aveți peste tot pe ecran vloguri, sketch-uri, celebrity-uri, playlist-uri. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Ia uitați ce face Teo. Ia uitați ce fac eu. Ia uitați ce pot să fac eu. Ia să vedem ce pot să faci tu. Acum face Teo. Wow, bravo, Bri.